Oamenii s-au născut nemulțumiți. Vara se plâng din cauza căldurii, iar iarna ar face orice pentru a reveni la temperatura toridă din sezonul estival. Bineînțeles că în luna ianuarie nu vom putea avea temperaturi de 25-30 de grade, așa cum și-ar dori friguroșii. Însă există rețete care ne permit să nu mai simțim gerul cu aceeași intensitate. Nu mă refer doar la vin fiert sau la o cană de ceai cu rom. Sunt și alte variante pe care le avem permanent în preajmă. Doar că nu ne-a învățat nimeni cum să profităm de ele. Pârtie, prieteni, vin fiert. Rețeta perfectă pentru câteva zile libere în vârf de munte. E frig, e chiar foarte frig. Dar cum se face că unii oameni nu mai simt temperaturile scăzute? Băieți, la mulți ani, la mulți ani, la mulți ani. De la ce te-ai încălzit? Un pic de vin fiert. Un pic mai mult, probabil, dar nu asta ne interesează în acest moment, ci rețeta de a ne simți confortabil, chiar și când afară sunt destule grade sub zero. Mai precis, vinul fiert, care ne încălzește foarte bine organismul. Există o variantă și pentru cei care nu sunt înnebuniți după alcool. Ceaiul fierbinte, dar nu orice fel de ceai. V-aș recomanda ceaiurile asiatice. Este vorba de ceaiul alb, ceaiul verde, ceaiul negru. Evident, putem asezona ceaiul cald cu un strop de rom sau de coniac și, în scurt timp, ne vom simți de parcă tocmai ne-am așezat la gura sobei. Așadar, băuturile calde sunt ideale. Dacă mă duc să beau o cafea caldă sau o ciocolată caldă, mă încălzește foarte bine. Chiar mă iau transpirațiile la un moment dat. Da, te ajută mult, te încălzește. Mai ales un vin fiert. Dar vinul fiert, ciocolata caldă sau ceaiul nu sunt singurele care ne ajută să ne încălzim pe timpul rece. Mai sunt și alte secrete. Este bine să consumăm alimente calde care ne cresc temperatura organismului, precum și condimente iuți și aromatice care ne încălzesc din interior. Ce înseamnă acest lucru? Că nu trebuie să ne ferim de ardeiul iute și nici de piper. Bineînțeles, dacă nu avem probleme cu stomacul. Dar și așa, tot există variante. Este bine să consumăm supe, ciorbe de pui cu multe legume. O mâncare caldă și o băutură fierbinte ne încălzesc, dar nu pe termen lung. Așa că cea mai sigură soluție pentru a nu răci iarna este să ne îmbrăcăm corespunzător. Asta nu înseamnă să punem tot dulapul pe noi, doar atât cât să ne simțim confortabil. Ne putem antrena în acest sens, renunțând să mai dăm caloriferele la maximum, astfel încât să nu simțim atât de drastic diferența de temperatură dintre interior și exterior.